Трибуєрь. Жіцька річ, вона центропартик до Дмитра Віскєру. Ну, пані. Андрій, я радий тебе розмозг. Дім шорт. Чик, кті автомати ж гатал, чи вон пос. Яка тракторашна мене лап. Vreau să înțelegi, dragi donatori, câteva banii care am colectat. Noi am decis, împreună cu Andrei, că e mult mai bine să cumpărăm o casă nouă, fiindcă chiar s-a colectat piste suma așteptată, decât să o reparăm pe cea veche. Avea să fie mare chin și mare mult timp cheltuit. Și nouă ne-au rămas bani și am cumpărat, ia uitați-vă. Andrei până acum lucra pe așa tractoraș la cineva. Și, nu știu, achita acolo pe zi, cum se achită la sat. Dar acum el are tractorașul lui și eu sunt grăsat banii ăștia pentru el. Dacă nu i-a stric Dumitru ăsta, înțelegeți? Dacă tractorașul ăsta rămâie? Bucurii mari. Nu știu, băiatul ăsta, mă rog să nu-l filmez, pentru că plânge mereu și numai îmi spune că el încă nu crede, lui pare că e un vis și lui încă nu-i pare. Și ca să înțelegeți, sunt în o gradă asta sunt două căsuțe, uitați-vă, bucătărie de vară și asta e altă casă. Vedeți? Asta deja e casa și mare, unde care am intrat noi. Și asta e grădină foarte mare. Eu nu vreau să ne vedeți fața mea, mâine că plâng că un copil mi-e fel, dar sincer. Nu mi-e bine, cred că... Nu știu. Tare am sperat ca să-mi vitinez visul lui.